neagră care își respectă și își apără cetățenii. Am votat pentru Mehedin, așa cum mi l-au cerut toți cetățenii în campanie în tot județul. Am votat pentru un nou guvern coerent și stabil care să scoată România din criza sanitară care se adâncește. După părerea mea, este cel mai important lucru pe care l-am făcut astăzi și invit mehedințenii să vină la vot, pentru că am văzut pe estimări că suntem pe primul loc la prezența la vot. Ținem tot așa, pentru că mehedințul poate să trimită în Parlament, printr-o prezență mare la vot, acei parlamentari care pot să pună mehedințul pe harta dezvoltării, pe harta investițiilor, lucruri care ne-au lipsit până acum. Și în final, aș vrea să transmit un mesaj de aici, din fața secției de unde eu am votat și unde invit oamenii și vecinii mei să voteze, pădurarilor să stea acasă, pentru că nu este frumos ceea ce face șeful Rom Silva. Și încă o dată îl atenționez și pe domnul ministru, care îl încuvințează să facă asemenea lucruri, să-l retragă din acest proces electoral, pentru că sunt foarte multe semne de întrebare asupra activității pădurarilor. Se știe foarte simplu, este ușor de văzut ce se întâmplă în județ. Eu o să merg în județ acum și le promit că mă voi duce exact acolo unde sunt acești pădurari care fac asemenea lucruri destul de neplăcute pentru o democrație. Vă mulțumesc mult!